Salutare și bine ați venit la primul video pe canal. Astăzi jucăm Diablo Immortal. După cum știți, jocul e gratuit și pentru calculator și pentru telefon. Hai să facem aici o serie frumoasă. Dacă vă place, nu uitați să dați butonul de like, de subscribe. Dacă n-ați făcut-o deja, începem aici o serie cu Diablo. Am să urc și Diablo 2 și Diablo 3. Toate le-am. Hai să luăm aici. Eu tot timpul mie mi-o plăcut, îmi place, ai multe caractere, dar mie cel mai multe ai, îl ai pe casatorul ăsta de demonio, monhele, crusado, îl avem pe necromanu, magicianu și barbaru. Eu-mi iau barbaru, pentru că mie îmi place barbaru. Jocul am în spaniolă, cam toate jocurile pe canal o să le veți așa în spaniolă. Dacă este în românește, am să lucru în românește. Dacă este în engleză, o să fie în engleză. Acum vedem. Bun, hai să-i dăm drumul. Bun, hai să luăm aici. Putem să alegem 3. 3 caractere, bun, 3. Numai față îl schimbă. Să le iau pe ăsta. A, putem să-l personalizăm noi. Tonul de piel, pielea. Putem să-i punem alt păr dacă vrem. Uite așa. O să-l fac așa ca mine, Chilios, uite așa. Apoi și îl fac și așa. Posițion la ciură, așa. Aici putem schimba la ochi aici. Ceea ce nu v-am să-i pun eu. Păi, da, barba, nu mă lasă să-i schimb? A, ba, e aici era. Așa, da, așa e cel mai... arată cel mai bine așa, cred că, nu? Îl pun așa, uite. Las puțin de barbă sau nu-i las deloc. Ia, fără barbă. Și arată mai nașpa așa. Hai să-l lăsăm așa, uite. Cu barba asta, uite. Asta arată cel mai bine. Barbar. Chiar așa ca mine. Bun, hai să-i punem numele. Numele îi punem normal, după canal. Punem Darkon. Creăm personajul. Și îi dăm drumul la joc. Hai să vedem ce e aici. This is it. The dock for Wortham. God, that whole village has gone to hell. You sure I can't take you someplace else? Yes, I am. This is the path to town, then? Aye. Follow the road and be on your guard. Unfortunate things happen to travelers in that forest. Bun. Hai să mergem cu el. Să vedem ce e aici, am sărit peste el, am trebuit să sar eu peste restul, ce e, ce cu ăsta? Ce ai un... Ia de aici. Bun, hai să mergem după pași, pașii ăștia ne duce unde-s misiunile. Wortham. Bine aici, mă. Așa, tata. Băi, arată destul de bine jocul. L-am făcut ca lumea, îmi place. Ia și ție? O, ce e aici? Unde ați apărut și voi, mă? Bă, da, viață, avem viață acolo sus, dar cred că... A, da, stai, acum e un fel de tutorial. Avem nivel 2. Level 2, bun. Hai să vedem. Cine e asta? An outsider. E Scara. Born where they do not belong. Yet you are too late. Wortham is dead. Ajung târziu. Bă, ăsta a fost și în Diablo 3. Ai personaje aici din Diablo 3. Mai de mult, mai puțină viață. Gata, tata. Multă experiență. Și mi-a dat aici ceva. Ia să vedem cine a dat aici. O echipăm. Așa, tata.
Și ne mai da ceva pe aici, uite pe aici mai avem ceva, abilități noi. Ce ne-a dat? Asta de lansă, aruncăm cu astea, cu cuțitele astea, da. Bun. Avem o de asta nouă, aici inventarul, asta știu, bun, hai să continuăm. After him, quickly. I'll secure the gate. Bring the offering. The gift of blood shall open our Lord's path. L-am luat pe unul. Hai să vedem. Să vorbim cu ăsta. What's your purpose, stranger? I received word that Wortham had been attacked. The mayor requisitioned aid. What can I do to help? The mayor? Akarat bless that man's soul. Those cultists you just carved through attacked the town and dragged our people towards the caves in the west. You here to aid us? Then help my men kill those bastards and bring back anyone who lives. Go! Please, hurry! We'll guard the gates with our lives. I promise you. Hey, hai să mergem să-i ajutăm pe oamenii lui ăsta. Oh, uite aici ai niște lupi. Veniți bă încoace. Uite și bă, bani de pe aici. Aici cu banii tot așa, cam și în diablo, normal, cu... Uite, am găsit o sabie. Stai că am găsit o sabie. Ia uite aici. Hai să o echipăm, 36. Așa, tată. Asta e mai mare. Gata. Nivel 4, level 4 avem deja. Uite pe unul aici. Mă mai da ceva, stai așa. Armură. O echipăm frumos așa. Hai să dăm de ăștia. This must be the cavern the guard spoke of. Mai dat aici, să vedem, asta nu e mai bună a mea. Bun. Nu știu ce fac cu astea. Cred că putem să le vindem sau ceva. Să vedem pe parcursul jocului ce facem cu ele. Cu armurile, cu tot ce găsim pe aici. Acum vedem ce... Arată destul de bine jocul. Deja începe să mă enganceze, să-mi placă. Așa că... Dacă vă place, nu uitați butonul de like, de subscribe. Continuăm, facem o serie aici frumoasă. Vine cu aceea. Asta e să vedem ce mi-a dat acum. Fără. A, uite, avem Q pentru viață. Așa. A, uite, mi-a dat niște pantaloni. Așa, luăm pantalonii frumos. Hai să continuăm. Cu level 5. Uite, avem râul pentru furie. Să se enervează ăsta, să de pe aici, să rupă tot, dar nu-l folosim acum, zic că să-l folosim când... Ceva mai... monștri mai tari, zic și eu, nu? Ia stai să vedem că mi-a dat ceva pe aici. A, uite, mi-a dat o sabie. Așa, a, uite, asta e mai bună ca sabia. Mi-a dat armura asta, are mai bună ca a mea. O, ce frumos arată. Ia uite ce frumos arată barbarul nostru. Băi, să știi că... arată destul de bine jocul. Să vedem Diablo 4 când o să-l scoată acum, când o să apară și ăla, și ăla trebuie să apară cât de curând. O să fie jocul meu preferat, tot timpul a fost Diablo. O să vedeți și jocuri de tot felul pe canal, o să urc mai multe tipuri de jocuri. Another sacrifice arrives. Through your flesh. The Lord of Damnation shall have his prize! Behold the gift of Hell's new master! Ce face ăsta, mă? Vede că le ia viața la aia. A făcut mai mare. Și mai puternic, cred. Uite, eu omor pe toți. Unde mă ăla? Nu mă, cum le-a apărut pe aici doi pe lângă el. Putea să dau acum râul ăla, nu? Ia stai să dăm râul. Așa. Vino încoace, au ce sabia am.
Și sabia este un topor. Unde bă? Gat. Bulcanos favors me. Mai dă-mă ceva pe aici. Nu mai dă nimic. Uite, l-avem pe ăsta aici. Hai să vedem, să-l ajutăm pe ăsta care l-a luat atunci de acolo. Să vedem cine ăsta. Gods. Corrin. He killed them. He killed them all. Normal că am urât pe toți. Haide mă, zi. You're all right, friend. Tell me, do you have the strength to make it out of here? Yes, I think so. Wait, one of the others had a portal scroll, but we couldn't reach it. There it is. Come, let's leave this miserable place forever. Bun, am ajutat pe ăsta, are un portal, cică, să ieșim de aici. Hai să vedem ce portal. Portale normale. Eu nu pot să folosesc ce e acum, hai să ieșim de aici. Mergem în oraș. În Wartham. Bun, hai să vedem ce e aici. Să vorbim cu el. You know, I didn't thank you properly, friend. I'm Corrin, the village's blacksmith. If you need to improve your armor or weapons, please see me. Trebuie să vin la el dacă vreau să-mi fac armele mai bune și armele, armura și tot ce uite, are el servicii aici. Capă, aha. Aici le reciclăm, aici le facem, le și ne dăm materiale pentru să le folosim, să putem să le facem mai bune. Cine e ăsta? Ce costă? For the sin of your existence will be bled away. Bun, hai să vorbim cu supraviețuitorii din biserică, cică de aici, din... de Carcane. Remain calm, everyone. We are not bereft of hope yet. Hello, friend. You've arrived at quite a difficult time. As you can plainly see, the townsfolk are ill at ease. But we should be safe enough here for the moment. My name is Deckard Cain. I'm a bit of a traveling scholar, one might say. Lyra here mentioned you saved Corrin from the cultists before that sudden commotion in the square. Please, tell me everything. It seems dark forces have set their eyes upon Wartham. The cultists' leader mentioned a lord of damnation, said he was seeking some prize. That face wreathed in flame could have only been his. Lord of damnation. Things are far worse than I imagined. The forces of hell are seeking a shard of the world stone, an artifact with the power to create entire realities. 5 years ago, the demon lord Baal nearly brought all of humanity under his thrall using that stone. If the demons were to obtain even a shard of it, the results would be catastrophic. Adventurer! Cain! The cultists are attacking the western gate! We need help holding them back! Bun, hai că atacă aici în oraș. Hai să mergem să ajutăm pe ăștia. Se pare că acolo trebuie să mergem. Să ajutăm pe gardienii aia. Aici e tot vorba despre piatra aia de munte, piatra aia de ce era și în Diablo 3. Ia uite. Hai pe ei. Da, ție văz că vin. There must be another stronghold there. Don't worry about the town. Go. Show those cultists no mercy. Au grijă aici și să mă duc eu că vine atacul, vin din partea asta.
Să aibă ei grijă acolo la intrare. Păi ce grijă aveți? Dacă ați venit și ați cerut și ajutor, acum am vrea să mă duc eu pe aici, da. Au ei grijă acolo, hai să vedem. Oh! Lupii! Hai că vin lupii! Aici ai, ai doi, trei... Păi ia în jendeia. Uite și copaci de ăștia sunt pe aici. Nu mai dați nimica, nu mai nicio armă. Mă, bani! Uite aici mi-a dat acum ceva. Dacă mi-ai bun ca a meu, dar vedem acum. Uite încă o aici, mi-a dat încă o de-asta. Un topor, e mai bun ca a meu. Asta iară, asta nu aveam. Asta este problema. Bun, hai să vedem, hai să mergem pe aici, pe partea asta. Păi ia și ăștia, hai de-i strugem și pe ăștia. Tu ce faci, mă, nu mă faci. Așa, tata. O, uite aici, sunt de-ăștia, ăștia mai tari. Ia uite să coace. Elite de-ăștia. Ia. Te dau și cu de-alea, exact ca în Diablo 3, deci am făcut... Uite, mi-a dat aici acum ceva, maica lumea. Ia să vedem cine a dat. Așa, tata. Avem și eu albastru. Avem numai alb. Medicament. Poate să fie galben, nu o să fie, nu știu acum cum sunt astea rare pe aici, dacă găsim. Astea numai cu bani merg, dar cred că găsești și în joc. Rare. Legendare de-alea. Arme. Să jocul ăsta mai mult pentru să faci aici, ei l-au făcut mai mult să câștige bani aici, l-au făcut mai mult, nu știu, un joc să-l cumperi și să găsești tot ce vrei în joc. Deci dacă vrei ceva să-ți arate, te-am văzut personajul, să-l faci să-ți arate cât mai bine, așa ca și aspect, ca și, nu, și cred că și forță, cred că și astea, nu știu. Am văzut că totul e cu bani pe aici, mult e cu bani. Da, nu e o problemă, ia stai să vedem, să punem ăsta, ăsta vreau un loc la... A, uite, îl punem aici. O, asta, asta era a mea preferată, abilitatea mea preferată, asta îmi place, bun, hai să mergem după ei. Veniți să coaci, ia luați de aici. Nu mai pot să dau, că s-a terminat. Aici am văzut că nu este mană. Deci aici ai o, pe, ai o linie aici, o... o bară și asta când se termină, gata, s-a terminat abilitatea. Aici nu este mană, să încarci mana, că nu mai e mană sau... Nu am văzut mană deloc aici, așa că... Nu știu dacă e mai bine sau mai rău, dar... Ia și ție. Aici sunt mulți, eh? Eu sunt cu acea. Uite, bă, că mi-a dat deja... Începe să-mi dea cu albastru armele. Și nu numai armele, și... arburile, ceea ce este bine. Ia să vedem cine o dată acum. Pantaloni. Așa, avem pantaloni și ăsta pe umăr. Bun. Hai să continuăm. Să vedem ce mai găsim pe aici. Să mergem să, să căutăm piatra aia. Uite, iar asta, scara. The way will open. You are not alone, supplicant. Slay the intruder in my name. Scarnă, ăla nu știu cine e, ăla nu mai a apărut și nici scara asta nu mai a fost prin jocuri. E și mi Diablo 3 și nici în 2. O să facem și o serie cu 2 și cu 3, o să fac și asta, să le vedeți pe canal. A murit asta? Eu cred că nu a murit asta. Ia uite. Nu a murit asta. El infernul me... mă caută, zici. Cine e asta? Mamă, mamă, dar ce e asta? Ce mare e. Tu cine e asta? Uite, aici avem de asta de experiență. Bine, o coace, mă. Cât de viață are.
Dacă uitați, are o viață. Viața asta se... și mai are încă 3 puncte acolo și... care și alea sunt o vieță. Deci are 4 vieți. Ar venit 4 vieți, are de 4 vieți, trebuie să-l omorăm. Trebuie să dăm râul ăsta furia să se... să se nerveze ăsta. Are 2, ar veni 2 vieți. Puși de acolo, că trage. Ultima viață. Și mai aduce și de ăștia pe aici cu el. Ăla-i tare ăsta. Nu știi mai încolo ce vom găsi. Bun, am luat tot de pe aici. Hai să luăm... asta. Ce faci, nu? Stai să iau astea de pe aici. Asta. Vreau și garotele astea. De ca un fel de asta. Bun, ia să vedem. Asta e. Hai să-l punem ăsta, că e mai bun. Armura asta, că e mai bună. Deja începem să avem cu albastru pe aici. Care astea sunt... nu sunt unice, nu mai știu cum le spunea la astea. Oricum sunt mai bune ca cele albe. Să luăm piatra, uite aici, piatra. Ce s-a întâmplat aici? Am luat-o. A shard of the world stone. We swore to defend it and paid the price in blood. Cain will know what to do with it. Cain, de Carcain știi ce să facă cu ea. Hai să ducem la de Carcain. Cred că portalul ăsta mă duce direct în oraș, da. Avem 91 progres la joc. Cred că ăsta e un fel de tutorial, un fel de, nu știu, hai să vedem ce zice de Carcain. What you've accomplished is miraculous, my friend. To face such foes and live to tell the tale. Simply astounding. We were lucky I arrived in time. The cultists were summoning demons. Their leader called out to the Lord of Damnation, a demon named Skarn. Demoniul la Skarn, da, la cine? I have never heard of this name before, and as far as I know, there is no demon Lord of Damnation. Most troubling. Și de Carcain o judea. And there's the matter of what we do with the shard. This sort of power does not belong in mortal hands. On that, we agree. You see, I did not come to Wortham by chance, my friend. A Herodric ritual allowed me to divine the location of several Worldstone shards. One was here in Wortham. The other lies somewhere in the nearby cemetery of Ashwold. I came here hoping to obtain the shards and destroy them, if possible, before calamity descends upon us all. Ce s-a întâmplat? Cineva vine aici. Cine ăsta, nu știu. Be not alarmed, my old friend, for these frail bones come to you with an urgent request. My apprentice, Lethys, through foul means acquired a shard of the World Stone. In her pursuit of power, she has brought ruin upon Ashwold. The dead rise from their graves, and the balance teeters on the brink of disruption. Much like I, you cannot have forgotten the significance of that stone, or the sacrifice it took to end its threat. So I beg of you to lend your aid, however you can. Ul ăsta. Zice de Carcain. Darkness is spreading once again, and it seems I must ask the impossible of you. Will you help me collect these corrupted shards and save our world from oblivion? It was once my people's sacred charge to guard the heart of creation. We
We failed at that task. To be given a chance at redemption like this. How could I refuse? Îl refuzăm pe Decarcane, îl ajutăm. From the depths of my heart, thank you, friend. Before you leave, I have a few gifts for you. The first of which lies here on the altar. While it may be simple, a good map is of vital importance. It will surely aid you upon your travels. Ne dă o hartă del mundo, o hartă del... Ia uite, harta asta. This is sanctuary. To protect it, you must cross many lands where forgotten evils linger. Yet you must go without fear into the heart of the unknown. This burden falls to us, a chance to fight the darkness, to ensure our home's survival. For a new evil covets the World Stone's power. If a shard falls into Hell's clutches, our world will burn. Bun. Hai să vedem ce zice Cain. This portal scroll has been specially attuned. Once you have reclaimed the World Stone Shard from Ashwold, you can use that scroll to open a portal to Westmarch. There, we will find a means to destroy the shards forever. Very well. I will return as quickly as I can. Be cautious on your journey to Ashwold, my friend. Bun, se pare că am terminat și cu ăsta. Progres, avem 100%. Acum trebuie să dăm pe mapa asta. Aici, pe mapa del mundo. Acum închidem. Ne-am învățat aici și tutorialul ăsta și acum plecăm, nu? Am salvat Ortam. Aici ne spune să urcăm de nivel. Să... ne batem cu monștri de ăștia și să luăm recompense și de-astea. Bun. Acum se pare că suntem online. Asta ce zice? Lira. Bun, aici acum se pare că suntem aici, au apărut și oameni, uite. Califa. Uite pe aici altul. Sunt o grămadă de personaje. Bun, hai să vedem ce trebuie să facem. Deci acum... aici cum sunt pașii ăștia, bă, nu trebuie să mergem. Dacă îi dăm aici, ne duce singur unde trebuie să mergem. Ați văzut? Bun, hai să vedem ce pe aici. Aici îmi spune să dăm aici. O să mergem la cimitirul Asmul. Uite, o, ce frumos e. Hai să le... ah, uite, aici avem ceva. Cine a dat? Am făcut rost de ceva bonus pe aici. Am făcut și level. Aici ce mai avem și aici? Ai un lote unic. Avem un lote unic. De ăsta unic. Care costă... păi și asta ce poate să-mi dea mie asta? Asta numai cred că se arată... schimbă numai... armele, se arată mai frumos, dar în rest nu prea văd eu cine știe ce. Am putea să luăm și ne dă și 800 la experiență. Dacă dau aici, ia stai așa unde e. Am dat aici. După cum vedeți, am luat patch-ul ăsta, am oprit puțin video pentru că n-am vrut să vedeți metoda de... cum plătesc, să vedeți datele mele. L-am luat ăsta din, uite, primul cu, să vedem cine a dat aici. Ia uite aici ce arme avem. Așa, tată. Ia uite ce frumos arată acum. Ia, hai să vedem mai mare. Ia uite aici. Deci n-ai ce. N-ai ce. Ia uite ce cum arată. Avem aici. Cosmeticos, uite, l-avem astea. Deci noi avem astea aici. Le putem să punem când vrem noi. Avem astea care sunt normale.
Da, îs blocate, cred, sau nu știu ce, nu știu. Uite, dar avem astea tot timpul, o să le lăsăm astea. Bun, hai să continuăm. Avem level 11. Trebuie să mergem la cimitirul din Oswald. Și în altul ăsta. Dar acolo o să mergem în episodul viitor, ce o să fie peste, o să apare și ăla, o să pun 2-3 episoade pe zi și ne vedem în următorul episod. Lăsăm aici salutare și ne vedem în următorul episod. Uitați, dați like și subscribe.